Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o perioadă de dezvoltare vastă pe plan socioeconomic, dar și de ridicare a standardului de viață al cetățenilor. De o importanță deosebită este integrarea în piața unică europeană. A accentuat pentru Radio Televiziunea Voivodinei excelența sa Oana Cristina Popa, ambasadoarea României la Belgrad. Cred că primul lucru pe care l-am învățat a fost să avem răbdare, ceea ce le spun și prietenilor noștri sârbi. Integrarea europeană este un proces, nu este un moment în timp care se întâmplă și după aceea se termină. Este un proces continuu, care continuă și după ce devii membru cu drepturi depline. În al doilea rând, cred că beneficiile noastre sunt foarte clare, dincolo de cele tradiționale, să le zic așa, libertatea de mișcare, de a călători, de a munci în statele membre ale Uniunii Europene. În alocuțiunea sa, ambasadorul Bulgariei la Belgrad a menționat că prin aderarea la spațiul comunitar, țara sa a devenit o parte a pieței economice cu aproximativ 500 de milioane de cetățeni. Avantajele pe care le-a adus Uniunea Europeană cetățenilor noștri sunt legate de mai multe aspecte, printre care un standard de viață la un nivel mai înalt. Astăzi, bulgarii au drepturi depline de a participa activ în dezbaterile despre viitorul continentului nostru. Astăzi, spațiul comunitar se confruntă cu mai multe provocări interne, dar și externe. Totuși, Uniunea Europeană, prin principiile sale, rămâne și în continuare cel mai reușit proiect al păcii și prosperității pe continentul nostru, a spus printre altele ambasadorul Bulgariei la recepția de ieri de la Belgrad.